Noua licitație de salubrizare stradală a Sucevei a adunat 7 oferte de participare, din care 2 oferte provin de la firme din Suceava. Dorința de a fi stabilit un operator pentru serviciul de salubrizare stradală are deja vechime. 21.7 a avut loc licitația pentru concesiunea serviciului public de salubritate stradală. S-au depus un număr de 7 oferte. Urbana S.A. Bistrița, Asocierea Flor Construct, Suceava Bratner, Servicii Ecologice S.A. Cluj, Rosal Grup S.A. București, Asocierea Financiar Urban SRL din Pitești, Cuclean Prest Activ SRL, Rom Prest Energie SRL București, de acest Servic SRL și Salubris S.A. Din Suceava și SCRR Ecologic Service București Rebu S.A. Deci sunt un număr de 7 oferte. Sigur, ne dorim și sperăm din tot sufletul să putem cât mai repede să desemnăm un nou câștigător, mai ales că vrând nevrând trece și vara aceasta, ne trezim în perioada de toamnă când trebuie să pregătim și campania de intervenție la dezăpezire și la îngheț. Sper așadar cât mai repede să putem desemna un nou operator. Sigur că se lucrează la în comisie, în primul rând, să se stabilească eligibilitatea acestor oferte, după care clasamentul în baza punctajelor stabilite prin caietul de sarcini. Este un nou început, sper ca el să fie mai fericit decât data trecută și să avem cât mai repede un operator. Noul contract de salubrizare stradală a Sucevei va fi încheiat pe o perioadă de 7 ani, ca urmare a unei recomandări venite de la ANRMAP, care nu a fost de acord cu varianta inițială a Consiliului Local Suceava, variantă în care se prevedea că va fi un contract încheiat pe 8 ani.